Parlamentul din Cipru a respins azi noapte categoric taxa pe depozitele bancare propusă de UE în schimbul unui împrumut de urgență de 10 miliarde de euro. Lumea a ieșit bucuroasă pe străzi, dar băncile rămân închise, căci asta înseamnă doar că Cipru nu are o soluție. Într-un gest extrem, conducătorul Bisericii Ortodoxe din Cipru a oferit toată averea acestei instituții pentru a salva țara. Angajații de la Dacia s-au supărat pe conducere și au oprit spontan lucrul în această dimineață. Dacia merge foarte bine, iar ei vor o creștere de 25% a salariilor, nu de 5% așa cum vor francezii. Nici o mașină nu a fost fabricată astăzi la Mioveni, iar noi vă spunem câte milioane pierde uzina într-o zi de grevă. Iar crescătorii de vaci varsă laptele pe câmp, căci nu-l mai cumpără nimeni din cauza scandalului legat de infestarea cu aflatoxină. După 3 zile în care inspectorii sanitari au verificat cele aproape 700 de ferme din România, au găsit totuși probleme în 3% dintre ele. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la ora de business. Noi, Europa, să zicem, suntem în mijlocul sau undeva la începutul unei crize, de fapt, legate de problema cipriotă. Iar noi, cei de la ora de business, o să ne străduim să vă ținem la curent, căci am așa vagul sentiment că, într-un fel sau altul, ne va interesa această criză. Vedeți, dumneavoastră, Parlamentul din Cipru a respins categoric azi noapte taxa pe depozitele bancare propusă, nu știu de ce, de UE și de FMI. Chestia asta a supărat foarte rău Germania și o să vedeți imediat în ora de business și reacția nemților. Însă, problema este că în momentul de față Cipru tot nu are o soluție. Prinsă cumva între interesele Rusiei și interesele Germaniei, această insulă, orice ar face, tot rău o dă. Imaginați-vă că Parlamentul din Cipru ar fi acceptat taxa de 10%. Ce ar fi făcut ciprioții a doua zi? Probabil s-ar fi dus să-și retragă depozitele, nu? Imaginați-vă, chiar așa au făcut, au respins până la urmă taxa respectivă. Bine, dar rușii ce vor face? Au acolo din 50 și ceva de miliarde câte sunt de euro câte sunt în băncile din Cipru, vreo 30 și ceva de miliarde sunt ale capitaliștilor ruși. De ce acum aflați cumva sau scăpați cumva de sabia care le-a trecut pe la ureche, ce vor face? Nu cumva își vor retrage banii de acolo? În oricare din aceste situații, Ciprul, sau mai bine zis sistemul financiar din Cipru, tot în faliment se află. Se prăbușește, pur și simplu. Ce fac europenii într-o astfel de situație? Teoretic, s-ar putea să nu-i intereseze. Cum e posibil așa ceva? Să spui că Cipru intră în faliment e ca și cum ai spune că județul, nu știu, Mehedinți, dau și un exemplu că ăsta mi-a venit în minte, ar putea intra în faliment în vreme ce restul României nu. Vedeți, ca și parte a zonei euro, Cipru este garantat de Banca Centrală Europeană, ceea ce înseamnă că băncile de acolo nu pot rămâne pur și simplu fără bani, la fel cum județul Mehedinți nu poate rămâne fără bani, da? Pentru că îl garantează Banca Națională a României la nevoie. Altfel spus, în momentul în care nu mai ai bancă națională, iar ciprioții au doar o sucursală, banca lor națională este o sucursală a Băncii Centrale Europene, în momentul respectiv, europeanul, neamțul, dacă vreți așa, nu contează, Banca Centrală Europeană plătește. Bun, deci cum... Ce se va întâmpla mai departe? Din păcate, Ciprul este călcâiul lui Ahile. Băncile din Cipru, așa cum v-am spus, cele mai multe dintre ele sunt bănci grecești. Bănci grecești care nu acționează numai în Cipru, iar sumele de acolo sunt totuși importante. 17 miliarde de euro reprezintă ceva, nu? Ce se va întâmpla dacă băncile din Cipru intră în criză? Nu cumva vor încerca să tragă bani din Grecia sau din alte țări, din Bulgaria, nu zic din România, de pe unde mai au ele bani așa? Vedeți, momentul de aseară în care Parlamentul din Cipru a spus, fără niciun vot pentru, a spus nu unui plan al Europei, va rămâne probabil în istoria acestui continent ca un plan eșuat, dar ca un moment istoric. Aseară târziu, pe străzile din Nicosia, mulțimea aștepta votul din Parlament. Țara pare a fi într-o situație imposibilă, cât și cu și fără această confiscare, băncile tot riscă să dea faliment. Au fost 36 de voturi împotrivă și niciun vot pentru taxa pe depozitele bancare. La aflarea rezultatului, mulțimea a izbucnit în urale. Din taxa impusă de UE, statul cipriot ar fi strâns 5,8 miliarde de euro, din care 3,6 miliarde de la capitaliștii ruși care preferă să înregistreze firme în Cipru tocmai datorită taxelor mici. Dar micuța insulă din Mediterană are nevoie de 17 miliarde de euro pentru a se asigura că sistemul bancar nu intră în colaps. 10 miliarde de euro ar fi venit condiționat de la UE, FMI și Banca Mondială, dar confiscarea banilor din conturi, indiferent ai cui ar fi fost ei, ar fi reprezentat probabil cel mai grav gest din istoria Europei Democratice.
The problem in front of us is quite big, but we shall fight and we shall not give the sovereignty of our country in order to have some money for a small period. Opoziția comunistă propune ca salvarea să vină tot din partea populației, însă voluntar, prin emiterea unor obligațiuni de stat garantate cu veniturile viitoare din exploatarea zăcămintelor cipriote de gaze. În același timp însă guvernul negociază cu Rusia, care ar trebui să-i ofere cele 5,8 miliarde de euro de care are nevoie, dar Gazpromul a cerut în schimb acces la zăcămintele de gaze ale insulei. Ministrul cipriot de finanțe a efectuat astăzi o vizită de urgență la Moscova și a declarat că rușii sunt deschiși sugestiilor. We are continuing discussions. We are happy with a good beginning. Însă liderii europeni nu sunt deloc mulțumiți de relația Ciprului cu Rusia. Surse de la Bruxelles citate de Financial Times spun că deși Ciprul a primit opțiunea de a taxa doar depozitele mari, a refuzat această variantă tocmai pentru a nu-i afecta pe clienții ruși ai băncilor cipriote. Pe lângă afacerile pe care le au în Cipru, rușii au depozitat în băncile de acolo 31 de miliarde de euro. Dacă acești bani ar fi retrași dintr-o dată, băncile cipriote ar avea o problemă mult mai mare decât deficitul de aproximativ 17 miliarde pe care trebuie să îl acopere acum cu ajutorul de la UE, dar votul negativ din Parlamentul cipriot a creat nervozitate în Germania. Die zyprischen Banken insolvent sind und der zyprische Staat kaum noch Zugang zu den Finanzmärkten hat. Jetzt müssen wir dieses Problem lösen und dabei sind wir bereit zu helfen. Băncile din Cipru au fost închise astăzi și pentru a evita panica și retragerile masive vor rămâne închise până când situația se va clarifica. În mod surprinzător, tocmai această așteptare a calmat astăzi piețele. După ce au început săptămâna în scădere, bursele europene au revenit pe o creștere ușoară astăzi, după ce mulți traderi au considerat că blocajul bancar din Cipru îi va forța pe politicieni să găsească rapid o soluție, soluție care pare însă mai îndepărtată ca oricând după votul de aseară. Incredibil această bâlbă în sânul Uniunii Europene, care până la urmă, vedeți și dumneavoastră, nu că riscă, deja a împins Ciprul în ghearele Rusiei. Am văzut astăzi niște titluri foarte războinice, așa, mai ales în presa germană. Cipru face un pas către ieșirea din zona euro. What? Nu e posibil așa ceva. Nu te poate scoate nimeni din zona euro. Poți să bagi o țară în faliment doar că s-o scos din zona euro? Deja despre ce Europa mai vorbim? Sigur, euroscepticii vor avea o pâine bună de mâncat din toată povestea asta cu Cipru, dar haideți să vedeți că în toată această bâlbă cineva a intervenit și a făcut-o cu foarte mult discernământ și hotărâre, să spunem. Este vorba de conducătorul Bisericii Ortodoxe a Ciprului, arhiepiscopul care s-a dus la președinte ieri, la președintele țării, și a spus: punem la dispoziția țării toată averea bisericii. E vorba de o biserică destul de bogată, deține chiar și 30% dintr-o bancă. E vorba de niște bani foarte mulți. Așa că, în alta față bisericească, a venit și a spus: știți ceva? E mai important să salvăm țara. Ce-ar fi dacă noi, biserica, ne-am ipotecat toate proprietățile, sau, mă rog, poate pe alea mai patrimoniale, așa, mai puțin, cu mai puțină legătură cu Dumnezeu, pentru ca de banii obținuți în felul ăsta prin credit să cumpărăm obligațiuni de stat? Adică să împrumute pur și simplu statul cipriot. Cum vi se pare o astfel de idee? Poate fi una de PR, nu? Te gândești așa puțin: băi, dar cum au ieșit exact la moment? Dar ce mai contează? Contează asta cu adevărat? Eu zic că nu. Eu zic că ceea ce contează din toată această poveste este că acești oameni ai bisericii cipriote, haideți să-i vedeți mai bine, că sunt într-adevăr impresionanți, au știut să vină și să arate poporului pe care îl conduc în cele sfinte esența creștinismului. Să dai atunci când bogăția nu e un scop în sine, banul nu e un scop în sine. Pur și simplu a trebuit să meargă să arate ce înseamnă să fii creștin cu adevărat. În timpul ăsta, ca din întâmplare așa, în România a apărut un alt interviu cu o altă față bisericească de la noi. Este vorba de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, care s-a gândit cum să facă să obțină niște bani pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Haideți să-l vedem. Η περιουσία ολόκληρη της εκκλησίας είναι στη διάθεση αυτού του τόπου για να στηριχθεί ο λαός μας, να μην καταρρεύσει το τραπεζιτικό σύστημα, να σταθούμε στα δικά μας τα πόδια, όχι σε ξένους. Și acum haideți să vedem interviul acordat de purtătorul de cuvânt al Patriarhiei din România pentru Realitatea. Costurile pentru ridicarea catedralei
mântuirii neamului se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro. Având în vedere faptul că suntem într-o perioadă de criză economică, donațiile de la credincioșii și clericii ortodoxi români din țară și străinătate nu mai sunt la nivelul celor din anul 2011, atât autoritățile centrale cât și cele locale trebuie să susțină financiar construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce să zic, alăturarea asta arată cât PR are în primul rând Biserica Ortodoxă Română. În ziua în care ei au făcut aia, Biserica Ortodoxă Română a făcut altceva. Hai să vorbim de ale noastre mai lumești. Angajații de la Dacia s-au supărat pe conducere. Bănuiala mea este că mulți dintre ei s-au uitat aseară la ora de business și au aflat cât de bine îi merge mașinii făcute de Investul Europei. Așa că azi dimineață, spontan, au oprit pur și simplu lucru. Ca la CFR, nu știu cum să vă spun. Oamenii spun că nu au semnat contractul colectiv de muncă și că nu vor să audă de o creștere a salariilor de 5%, așa cum propun francezii. Ei vor 25%. E criză, dar Dacia vinde foarte bine. Așa că, până la urmă, cine are dreptate? Să vedeți ce salarii au la Dacia întâi. Febra protestelor din ultimele zile de la meciul Old Kim și Arpechim se pare că i-a cuprins și pe angajații Dacia, o companie despre care nu ai spune că are probleme și nici nu are, doar că nu reușește să se pună de acord cu oamenii din subordine asupra creșterii salariale. Protestul a început de dimineață la secția de vopsitorie și s-a extins rapid printre angajații de la montaj și caroserie. A fost continuat și de schimbul 2, însă cei care se ocupă de producția cutiilor de viteze și a șasiurilor nu au participat la protestul spontan. Chiar și așa, activitatea uzinei a fost blocată. Angajații cer 25%. În plus la salariu, conducerea propune doar 5%. Majorarea salarială ar urma să fie trecută în contractul colectiv de muncă, contract care trebuie semnat la sfârșitul acestei luni. Alt lucru care îi supere pe cei de la Dacia este un zvon potrivit căruia conducerea ar putea să nu mai plătească orele suplimentare. Cât muncim, atât să ne pună. După cât muncim, în cuant că iasă o mașină în 40 de secunde, vă dați seama ce muncă este. Să fie salarii decente și deci să fie deci la un minut sau la un minut și jumătate, nu la 40 de secunde. Și nici Belpitaro, v-am spus, nu scoate pâine cum scoate noi autoturismele aici. În prezent sunt în curs negocieri pentru contractul colectiv de muncă. Cerințele sindicaliștilor sunt legate atât de contractul colectiv de muncă, cât și de partea salarială. Cât anume înseamnă acest protest în bani pentru conducerea Dacia încă nu se știe și nici dacă acest lucru va afecta veniturile angajaților. Anul trecut, salariul mediu net al angajaților de la Dacia Mioveni era în jur de 2600 de lei. Potrivit datelor furnizate la sfârșitul anului trecut de grupul Renault, Dacia avea aproape 11300 de salariați. Da. Dacă auziți vreodată că a leșinat o vacă în fața Ministerului Agriculturii sau că, nu știu, crescătorii de vite s-au mai bătut cu jandarmii pe undeva, să știți că undeva acolo se află și domnul Costel Caraș, care este liderul Asociației Crescătorilor de Bovine din România. Astăzi omul a chemat televiziunile să arate cum varsă domnia sa pe câmp laptele, pentru că în momentul de față laptele în România nu se mai vinde, sau cel puțin nu laptele făcut în România. E o adevărată isterie de asta generalizată, în care nimeni nu mai consumă lapte până ne lămurim care-i treaba cu el. În același timp însă, inspectorii sanitari veterinari au blocat într-un fel anume, pentru control, cam tot ce înseamnă fermă mai puțin importantă din România. Practic, ei au luat în fiecare zi probe, iar oamenii ce era să facă cu laptele? Vaca nu poți să o mulci, nu? N-aveai cum să nu arunci laptele. Planul este să distrugă tot și să aducem tot Ungaria, Polonia, Germania, că sunt mulți români care trebuie să mănânce. Costel Caraș este cel mai radical dintre crescătorii de lapte din România. Omul a chemat televiziunile să-l filmeze cum aruncă pe câmp o cisternă de lapte pentru că, spune el, avea un contract cu o fabrică de lactate, iar acesta i-a spus că nu îl mai cumpără. Vânzările în magazine au scăzut cu 90%, iar fabricile de iaurturi nu produc pe stoc. Este un gest firesc, că n-aveam ce să mai fac cu el. Tancurile sunt pline de lapte, trebuie să arunc laptele, că nu am unde să-l pun pe la care îl muc diseară. Furnizatorul, cred că va lucra pe produse care au termen de păstrare și de garanție mai mare, exemplu cum sunt brânzeturile, va mai puțin lapte consum sau produsele proaspete. Deci sunt soluții pentru a, până trece această, încă o dată spun, falsă problemă, să nu stea, să nu aruncăm lapte, să nu stea laptele la producători. Scandalul aflatoxinei descoperite în lapte a dus la retragerea mai multor produse lactate de pe rafturile magazinelor, la închiderea unor ferme și la renunțarea alimentării unor automate de lapte.
Vindeam și la niște automate, la metrou, și practic pot să vă spun că de 24 de ore, dacă am vândut 10-15 litri, e mult. Potrivit estimărilor federațiilor și asociațiilor din domeniul de pe urma acestui scandal, beneficiază străinii, căci produsele lor sunt mai de încredere acum. Am calculat eu dimineața, înainte să vin la minister, e vorba de 3.600.000 de litri de lapte zilnic care sunt aruncați. Vă rog frumos să consemnați treaba asta, să audă și autoritatea, dacă n-au auzit-o până acum. Estimările producătorilor arată că importurile de produse lactate au crescut de câteva ori în ultimele zile, iar cele mai mari cantități vin din Ungaria și Polonia. Potrivit Institutului Național de Statistică, în prima lună din acest an, unitățile procesatoare din România au colectat peste 65.000 de tone de lapte, iar din această cantitate aproape 19.000 de tone sunt numai lapte de consum care ajunge în comerț. Anual din România se colectează 883.000 de tone de lapte, iar un sfert din această cantitate este lapte de consum. Unii producători spun acum că pe lângă scandalul aflatoxinei mai au acum o mare bubă care abia a picat pe capul lor, programul Cornul și laptele la care vor să renunțe autoritățile. Renunțarea la acest program va lovi și mai mult în afacerile lor, căci cei mai mulți reușeau să se mențină pe linia de plutire din contractele pe care le aveau cu școlile. Așa prost a fost gestionată toată criza asta a laptelui. În general, atât de prost e organizată agricultura din România. O să vă vorbesc imediat despre cei mai mari latifundiari din România, dar înainte de asta aș vrea să vă mai spun că înainte să intru eu în emisie, a venit o știre de la Ministerul Agriculturii, chiar de la Ministrul Agriculturii, care a spus: domnule, am controlat 700 de ferme, din astea 700 am găsit niște probleme la 25-30. Cât înseamnă asta? 3,54%. Destul de mult, dacă stai să te gândești. Dar, pe de altă parte, ceea ce trebuie să știți dumneavoastră, consumatorii de lapte din România, cei care poate nu vă permite să dați 4 sau 5 lei pe o cutie de lapte în supermarket, cei care cumpărați de la țărani, din piață, de la fermă, da? Faptul că în aceste zile nimeni nu v-a vândut lapte este pentru că Ministerul Agriculturii a oprit de la vânzare, practic a închis piețele de lactate și brânzeturi până face controlele respective. Ok, au mai făcut și săptămâna trecută controale, să știți, durează o perioadă la noi, după care vă veți întâlni din nou cu produsele pe care le cumpărați înainte, cel mai probabil. Bun, și acum hai să vorbim despre modul în care e organizată agricultura în România. Cei de la Ziarul Financiar au avut curiozitatea să facă o statistică a celor care primesc practic gratis de la statul român teren ca să facă agricultură. Cei pe care îi vedeți aici sunt cei mai mari. Culiță Tărâță este pe primul loc. Ioan Nicolae și Jean Valvis sunt pe locurile 4 și 5 în acest top. Ei sunt cei mai cunoscuți însă dintre toți și adună, uitați-vă puțin la Culiță Tărâță, 57.700 de hectare pentru care plătesc statului român o redevență. Atâta doar că redevența este egală cu subvenția pe care o primește domnul Culiță Tărâță de la Uniunea Europeană. Practic, omul are terenul gratis de la stat. Acolo se învârt adevăratele interese și dacă zici că în felul ăsta se face agricultură performantă în România, gândiți-vă doar câți nu pot intra în România să facă agricultură pentru că pur și simplu sunt distruși de această concurență. E foarte bine că domnul Culiță Tărâță sau că domnul Ioan Nicolae sau că domnul Jean Valvis face agricultură pe suprafețe uriașe în România. Dar în felul acesta mai rămân încă foarte multe suprafețe pentru care nu avem investitori. Nu vine nimeni să cumpere și să lupte în felul ăsta pe o piață care este dominată printr-un dumping făcut de statul român. E o discuție interesantă asta. Haideți să vedeți acum care e adevărata problemă la micii țărani, cei care și-au luat terenul înapoi și nu știu ce să facă cu el. Uneori legile sunt atât de complicate încât pur și simplu nu beneficiază de proprietatea lor. În județul Caraș-Severin, care e acoperit în aproape jumătate cu păduri, oamenii sunt mulți, iar pădurile pe care le au în proprietate sunt foarte mici. Pur și simplu nu s-au organizat, ceea ce înseamnă că nici nu pot să le taie nimic. 3 hectare de pădure sunt tăiate în fiecare oră în România, iar în ultimele două decenii s-a pierdut o treime din suprafața împădurită. Este o realitate care îngrijorează tot mai mult, căci deși se taie într-un ritm alert, copacii nu mai sunt replantați, mai ales că o bună parte din defrișări sunt făcute ilegal. Cei drept, legea este destul de strictă, dar cu cei care au păduri? Legea spune că proprietarii pădurilor care au sub un hectar nu au voie să taie niciun copac. În acest fel, oamenii sunt obligați să cumpere lemne de foc în fiecare iarnă, cel mai probabil chiar de la cei care taie nestingheriți din păduri. În felul acesta, proprietarii micilor păduri le țin intacte, în timp ce dau bani mulți celor care taie copaci fără să aibă vreun fel de acte. În Vermeș, o comună din Caraș, din 13.000 de hectare de pădure privată, nu sunt decât 2-3 săteni care să aibă mai mult de un hectar. Și atunci oamenii cum să-și taie lemne?
Am avut probleme, a venit poliția, mi-a alergat cetățenii pe câmpuri. Nu putem, ei de bună conștiință vin la primărie, își fac cererea pentru teren. Și când scriu 5 metri cub din start, le-am spus, nu-i valabilă cererea asta. La noi sunt foarte puține păduri. Exemplu, un cetățean nu are nici 1-2, dacă au un lan de pădure, nu un hectar. Și dacă nu avem un hectar, înseamnă că noi nu putem tăia nici un metru cub de pădure. Singura soluție pentru locuitori este să se asocieze. Vor face cumulat un minim de 100 de hectare și își vor putea întocmi amenajament silvic care va fi aprobat de minister și atunci, în condițiile legii, poate să se extragă masă lemnoasă. Datele arată că în total în Caraș Severin sunt aproximativ 325.000 de hectare de pădure, adică 46% din suprafața totală a județului. Potrivit codului silvic, cei care taie fără drept arbori, puieți sau lăstari din Fondul Forestier Național, indiferent de forma de proprietate, riscă până la 16 ani de închisoare. Numai anul trecut, polițiștii din Caraș Severin au întocmit peste 150 de dosare penale pentru infracțiuni silvice, iar inspectorii silvici au dat amenzi de aproximativ 30.000 de lei. Grupul de control al guvernului a terminat verificările făcute la Hidroelectrica și a dat și primii vinovați pentru faptul că în momentul de față este în insolvență. Foști miniștri ai economiei și un fost secretar de stat din fostele guverne sunt arătați cu degetul de Victor Ponta, care îi vrea acuzați de abuz în serviciu. Deși în România avem în mod evident o problemă cu industria alimentară și cu agricultura, ei bine, românii știu să facă așa ceva în țările occidentale. S-a născut un conflict foarte interesant între Germania și Belgia, iar Germania cel mai probabil va fi reclamată la Comisia Europeană de către Belgia pe motivul că acceptă condiții precare de muncă pentru cetățenii români și bulgari. Să nu vă imaginați că românii merg în Germania și găsesc foarte ușor de lucru la 600 de euro pe lună salariu. În cele mai multe cazuri sunt chiar patroni români care și-au mutat afacerile de industrie alimentară, dar și în alte domenii, în Germania, și unde se duc și angajează tot români și, bineînțeles, că rup piața. Ministrii belgieni ai muncii și economiei au demarat deja procedurile pentru reclamarea Germaniei la Comisia Europeană. Membrii guvernului de la Bruxelles spun că oficialii germani acceptă așa numitul dumping social, adică nici nu îi ajută, dar nici nu îi opresc pe românii și bulgarii care acceptă să muncească în Germania în orice condiții. Într-o declarație comună, cei doi miniștri au spus că vom scrie Comisiei Europene pentru a cere să pună capăt acestor practici. Nu căutăm confruntarea cu altă țară, ci este vorba despre denunțarea unor practici scandaloase. Problemele cele mai mari sunt în industria cărnii, unde românii și bulgarii lucrează în abatoarele germane câte 10 ore pe zi pe salarii de 600 de euro pe lună, iar în multe cazuri acești muncitori acceptă să muncească la negru. Asta și pentru că de multe ori patronii lor nu sunt nemți, ci tot români sau bulgari care și-au mutat afacerile în Germania în căutarea unor câștiguri mai mari. Cei doi miniștri de la Bruxelles spun că aceste practici îi dezavantajează pe producătorii belgieni, care nu pot concura cu costurile reduse pe care procesatorii din Germania le obțin din disperarea românilor. Oficialii germani au declarat că nu pot controla fenomenul, căci românii și bulgarii sunt cetățeni europeni. Singurul lucru pe care pot să-l facă autoritățile germane este combaterea muncii la negru. În Germania muncesc legal în prezent 200.000 de români și 130.000 de bulgari. Există însă și 10.000 de români care nu au un loc de muncă legal și care încearcă să se descurce cum pot. Interesant este faptul că Belgia are și aceeași problemă cu românii și bulgarii, dar nu în industria cărnii, ci în construcții, unde companiile patronate de est-europeni cu muncitori est-europeni câștigă mult mai multe contracte decât companiile belgiene. Vedeți, belgienii ăștia nu se gândesc că-s companii private să zică, doamne, n-avem ce le faceți companii private. Iar nouă românilor ce ne rămâne de făcut? Să imigrăm cu toți în Germania, nu? Să ne găsim de lucru pe acolo, ne lăsăm în țară doar bătrânii eventual și ne mirăm că la un moment dat România nu mai are cum să crească. Vedeți, dincolo de limitele pe care ni le pune în mod natural infrastructura, că de la un moment dat încolo nu mai poți să ai creștere economică dacă n-ai cum să duci mașinile de la Dacia sau de la Ford. N-ai șosele, n-ai căi ferate, pur și simplu nu se poate mai încolo. Dincolo de toate astea, îmbătrânirea populației va duce automat la încetinirea dezvoltării economice a României. De la an la an, numărul celor care rămân să muncească în țara noastră scade. Iar ultimul recensământ arată că suntem cu vreo 3 milioane mai puțin decât acum 10 ani. Așa că, până la urmă, unde va ajunge această țară? În mod natural, economia va scădea, cum s-a întâmplat și în Republica Moldova.
România se numără printre primele state din Uniunea Europeană la capitolul ritm de îmbătrânire a populației. Ultimul recensământ făcut arată că unul din șapte români are peste 65 de ani. Nimic rău până aici, având în vedere că bătrânirea este un fenomen care afectează în special țările dezvoltate din punct de vedere economic. Doar că România nu se poate încadra la această categorie din moment ce îmbătrânirea populației se suprapune peste o piață a muncii aproape blocată și care încă nu și-a revenit după restrângerile financiare impuse de criză. Mai exact, în România sunt prea puțini cei care muncesc pentru a susține finanțarea țării. Calculele noastre ne arată o reducere semnificativă a PIB-ului potențial al României. Astfel, în prezent, PIB-ul potențial este undeva la 1,3% în anul 2013. În anul 2004, PIB-ul potențial al României era de 5%. Potrivit analiștilor, BCR s-a ajuns în această situație din cauza pensionărilor masive. De fapt, pensionarea a fost încă din 90 folosită ca o alternativă la concediere, mai ales în cazul întreprinderilor de stat, dar situația s-a înrăutățit din 2008, când criza economică a redus cu mult numărul salariaților. Acest lucru s-a tradus în timp printr-o presiune tot mai mare pe bugetul României, atât pe partea de venituri, ceea ce duce la încetinirea creșterii economice, cât și pe partea de cheltuieli prin majorarea fondurilor alocate pentru asistență socială și sănătate. Orice încercare de creștere a cheltuielilor cu protecția socială trebuie să se facă numai cu o creștere, numai în paralel cu o creștere a colectării veniturilor bugetare. În România, veniturile bugetare nu reprezintă nici măcar 33% din produsul intern brut al țării, fiind una dintre cele mai mici rate din Uniunea Europeană. În timpul ăsta, Corpul de Control al Guvernului a terminat verificările făcute la Hidroelectrica și a dat și primii vinovați, potențial, zic eu, pentru faptul că în momentul de față Hidroelectrica este în insolvență. Vedeți, noastră, ce a făcut de fapt Corpul de Control al premierului Victor Ponta a fost să constate un transfer de profit de-a lungul anilor între Hidroelectrica și diferitele companii, tot de stat, cele mai multe dintre ele, care operează termocentrale. Se știe că în România termocentralele astea sunt... funcționează cu niște costuri foarte mari și totuși cele mai multe dintre ele au avut un fel de contracte mai speciale, așa, cu anumiți băieți deștepți pe care îi știm și nu știm. De asemenea, de-a lungul anilor am constatat o presiune extraordinară din sferele, asupra sferelor puterii, de unire a termocentralelor cu alte companii din economie. Nu știu câtă dreptate are Corpul de Control al lui Victor Ponta, care o să vedeți imediat, a anunțat că va sesiza și organele de anchetă. Însă s-ar putea ca la capătul acestui transfer, să zicem, de profit, să se afle chiar altcineva decât statul român. În perioada 2009-2011, Hidroelectrica a trecut la pierderi peste 444 de milioane de lei după ce a făcut niște tranzacții păguboase. Este foarte adevărat că au fost câteva veri secetoase, iar compania de stat a fost nevoită să cumpere energie electrică pe baza contractelor bilaterale mult mai scump decât cea pe care o vindea. Potrivit raportului făcut de Corpul de Control al Guvernului, acest lucru s-a făcut în urma unor intervenții venite direct de la conducerea din acea perioadă a Ministerului Economiei. Am raportul Corpului de Control, pe care sigur îl vom trimite la DNA, la absolut la Curtea de Conturi, să vedeți cum sub semnătura ministrului Videanu, a secretarului de stat Tudor Șerban, Hidroelectrica și bugetul României au fost prejudiciate de sute de milioane de euro. Și mi-exprim speranța că, uitați câte documente și câte probe are parchetul, la un moment dat va avea timp să le cerceteze, pentru că totuși noi tot plătim ceea ce au furat alții. Iar acei alții, după ce au stat vreo lună, două, trei mai ascunși și au dat seama că încă au protecție și începem să-i vedem pe la televizor, dându-ne lecții despre ce trebuie făcut. Adrian Videanu este acuzat că a intervenit ilegal în modul în care s-au făcut contractele de vânzare-cumpărare energiei electrice între Hidroelectrica și Termoelectrica. În urma acestor contracte derulate în 2010, Hidroelectrica ar fi pierdut aproape 168 de milioane de lei. Același model de lucru s-a păstrat și când Hidroelectrica a cumpărat energie de la electrocentrale de Vaesa, la prețuri mai mari decât cele reglementate de ANRE. Și aceste achiziții s-ar fi făcut cu acordul lui Videanu, iar Hidroelectrica a pierdut alte 95 de milioane de lei. Încă o pierdere de 44,8 milioane de lei s-a adăugat în bilanțul Hidroelectrica după tranzacții făcute cu cei de la Complexul Energetic Turceni. După Adrian Videanu, la Ministerul Economiei a urmat Ion Ariton. S-a schimbat omul, nu și practica. Raportul Corpului de Control al Guvernului spune că tot în defavoarea Hidroelectrica ar fi intervenit și Ariton când s-au discutat contractele cu Termoelectrica și cu alte termocentrale. În urma acestor contracte, Hidroelectrica a pierdut 170 de milioane de lei. De acuzații nu scapă nici fostul secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei, Tudor Șerban. Acesta s-ar fi aflat în incompatibilitate din moment ce a fost și secretar de stat și președinte al Consiliului de Administrație al Hidroelectrica în același timp. În același raport mai apare trecut și faptul că, deși în pierdere, Hidroelectrica a cheltuit 4,4 milioane de lei pentru parfumuri scumpe, genți de piele, felicitări cu medalii din aur și argint și alte lucruri pentru protocol.
Genială treaba. Vă mărturisesc că nu m-am prins până acum că așa funcționau lucrurile. Deci erau contractele alea vechi din timpuri, mai mult sau mai puțin vechi, prin care termocentralele transferau, dădeau energie foarte ieftină unor intermediari, să le spunem, dar în același timp Ponta acum trebuie să demonstreze că Videanu și care au mai fost pe acolo, Ariton și Cașerban, care au mai fost, au făcut un abuz în serviciu transferând profitul de la o companie de stat la altă companie de stat. Va fi greu, să știți. Adică nu va fi ușor să... Dar în același timp mă bucur că putem clarifica niște practici. Poate facem o legislație de așa manieră încât nu ai de care au fost, și ai care sunt acum, și ai care vin după, să nu mai poată face astfel de afaceri cu statul român sau pe spatele său. Cursul de schimb este astăzi în ușoară creștere, e însă mai sus decât a fost la oficial. 4,41,79 înseamnă mai mult decât ieri, este mai mult chiar și decât în prima zi a săptămânii, atunci când a izbucnit practic problema asta a cipriotă. Haideți să vă arăt evoluția din piață. Bănuiala mea este că și astăzi Banca Națională a fost pe poziții. Deocamdată vorbim despre o așteptare. După amiază a depășit și 4,42 și mai avem cât? Două zile de tranzacționare, joi și vineri. Nu că s-ar termina lumea vinerea asta, însă eu cred că o să vedem în curând 4,45. Nu știu dacă până la sfârșitul acestei săptămâni sau săptămâna viitoare. Până la urmă nici nu are foarte mare importanță. Știm însă din istorie că atunci când există crize pe plan internațional, Banca Națională a României are grijă să înghețe practic cursul de schimb în piață. Adică nu îl lasă să se ducă prea mult nici în sus, nici în jos, și bănuiala mea este că la fel va face și de această dată. Isărescu însă nu se pune, în momentul în care vin valuri foarte mari, nu se pune contra. Cel puțin de la criza aia din 2008 n-a mai făcut niciodată așa ceva. Pur și simplu îl lasă să se ducă pe tendința lui naturală, limitându-i creșterile dintr-o zi. Adică să nu mai vedem ce a fost, nu știu, săptămâna trecută sau luni, când a sărit de la 3,39 până la 4,41. Adică o evoluție ceva mai lentă. Un atac cibernetic de amploare a paralizat mai multe rețele informatice în Coreea de Sud. Victimele atacului au fost 3 instituții de presă și 2 bănci. Situația este tensionată pentru că cele două Corei nu mai au linii de comunicație, iar un atac cibernetic poate fi doar avangarda unui conflict real. Nu știu dacă e o problemă cu șefii FMI-ului în general sau e o problemă doar cu șefii care provin din Franța ai FMI-ului, însă autoritățile de la Paris s-au percheziționat astăzi apartamentul directorului FMI, Christine Lagarde, care e suspectată că în 2008 l-a ajutat pe controversatul om de afaceri Bernard Trappist să obțină o despăgubire de aproape 300 de milioane de euro din partea statului român. Dacă v-am înfiorat cumva cu poveștile de la statul român și companiile sale de stat, haideți să vedeți cum se transferă banii în Franța, ba mai mult decât atât, într-un caz în care instanța dăduse dreptate statului francez. Pur și simplu, ministrul de finanțe de la acea vreme, doamna din imagine, a decis că domnul Trappist trebuie să primească o sumă atât de mare de bani. După care, ce s-a întâmplat? Păi omul a schimbat barca politică și l-a ajutat până la urmă pe Sarkozy să câștige alegerile. Directorul Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat prin intermediul avocaților că percheziția apartamentului său este binevenită, căci va demonstra nevinovăția. Lagarde este anchetată pentru abuz de putere după ce în 2008, pe vremea când era ministru de finanțe, s-a oferit să arbitreze un conflict între omul de afaceri Bernard Trappist și statul francez. Deși instanțele convenționale au decis că omul de afaceri nu are dreptate, comisia coordonată de Lagarde a stabilit că Bernard Trappist este îndreptățit să primească o despăgubire de 380 de milioane de euro după ce ar fi fost înșelat de o bancă de stat. Totul a început de fapt în 1993, când Trappist a vândut unui alt om de afaceri acțiunile pe care le avea în acea perioadă la producătorul de echipamente sportive Adidas. Tranzacția a fost intermediată de Credit Lyonnais. Bernard Trappist susține că a primit de la bancă o sumă mult mai mică decât cea pe care banca a încasat-o de la cumpărătorul participației Adidas, așa că a acuzat banca de fraudă. Între timp însă Credit Lyonnais a fost privatizat, așa că disputa a fost preluată de statul francez. Lagarde a fost acuzată de opozanții politici că prin decizia din 2008 l-a recompensat de fapt pe Bernard Trappist pentru susținerea pe care omul de afaceri a oferit-o lui Nicolas Sarkozy înaintea alegerilor prezidențiale din 2007. Membru al Partidului Socialist, Bernard Trappist s-a reorientat brusc spre dreapta în 2007 și a jucat până la urmă un rol important în campania electorală victorioasă a lui Sarkozy.
Nici n-au ștai francezii ăștia pe bune. Deci dacă se întâmpla ceva așa pe față în țara noastră, România, sigur doamna Lagarde ajungea să fie condamnată la 2 ani cu suspendare sau la 5 ani cu suspendare peste vreo 15 ani. În fine. Doamnelor și domnilor, un atac cibernetic de amploare a paralizat mai multe rețele informatice din Coreea de Sud. Nu mă interesează foarte mult așa ceva, însă acest atac este pe de o parte interesant, iar pe de altă parte tensiunea dintre cele două Coree atinge unele limite. Vedeți, în momentul de față, Seulul și Phenianul nu mai au o linie de comunicare. Iar în momentul în care cineva îți face genul acesta de atac, te întreb de fiecare dată dacă nu cumva urmează și unul real. Atacul cibernetic a vizat 3 mari televiziuni din Coreea de Sud, dar și 2 bănci. Potrivit presei, computerele s-au închis și n-au mai putut fi restartate în urma atacului, iar pe ecrane au apărut inclusiv capete de mort. Practic a fost paralizată toată activitatea. Autoritățile sud-coreene au anunțat că atacul informatic a fost provocat de un virus, dar încă se fac investigații pentru a se determina cine este autorul atacului. Aceste atacuri informatice nu sunt o noutate pentru coreeni, mai ales că vin pe fondul tensiunilor cu Coreea de Nord. Autoritățile sud-coreene au dat vina imediat pe vecinii de la Nord. Nu excludem posibilitatea ca atacul să fi fost provocat de Coreea de Nord, dar este prea devreme pentru un verdict clar, a precizat Kim Min-seok, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Coreea de Sud. Dar aceleași acuze vin și dinspre autoritățile de la Phenian, care acuză de asemenea Seulul și Washingtonul de astfel de atacuri. Săptămâna trecută, regimul a denunțat atacuri cibernetice împotriva mai multor site-uri oficiale, printre care cel al agenției de presă Korean Central News și cel al companiei Air Koryo. Surse din cadrul guvernului sud-corean estimează că există 3.000 de informaticieni nord-coreeni mobilizați în războiul cibernetic. Datele prezentate de guvernul Coreei de Sud arată că în ultimii ani acesta a fost victima tot mai multor atacuri cibernetice. Anul trecut s-au înregistrat 40.000 față de 24.000 în 2008. Deci să-ți mai apare și un cap de mort pe calculatorul pe care lucrez. Ăsta e deja atac cibernetic terorist. Bună seara, Mihai! Ce aveți la telejurnal? Bun găsit, Moise, bun găsit tuturor. Apropo de știrea ta de la Dacia, o avem și noi în telejurnal, dar între timp a venit un comunicat din partea conducerii uzinei de la Mioveni care spune că acest protest este ilegal, ba mai mult, muncitorii care au participat la el nu vor fi plătiți pentru orele petrecute protestând. Asta așa, ca să adaug o știre de ultimă oră. Avem de asemenea, evident, și preocuparea crizei laptelui pentru fermierii români. O coroborăm cu faptul că premierul a anunțat încă de câteva zile că vrea să desființeze cornul și laptele din școli. E, și noi am făcut o anchetă. S-au împărțit cumva lucrurile în două. Cei de la stat spun, nouă ne trebuie laptele și cornul. Uneori copiii noștri nu mai mănâncă altceva în afară de asta. Dar cei de la oraș spun, vrem programe after school pentru că suntem la serviciu și avem treabă. Și apropo de after school, hai să vezi ce înțeleg niște elevi craioveni prin programul after school. Au făcut un film sexual, da, întreținut relații sexuale la școală, s-au filmat pe telefonul mobil și acum, după un an de la eveniment, au aflat și profesorii. Și o să vă spunem în telejurnal ce măsuri se vor lua. Vă aștept, ca de obicei, împreună cu Ligia, cu toate știrile relevante ale zilei. Bine, Mihai, vă urmărim. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ați asistat la ora de business până la final. Eu sunt Moise Guran și de acum vă aștept pe busyday.ro. Mâine de la 13:30 sunt pe Europa FM. Mâine seară de la ora 19:00 înapoi aici pe TVR1. La revedere!